Ora 13, la mulți ani în România, la mulți ani românii, de ziua națională ne îndreptăm atenția și asupra domeniilor care ne fac cinste și unde țara noastră are un potențial uriaș de dezvoltare. Astăzi despre industria națională de medicamente. Invitatul meu este Nicolae Fotin, fost președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Bine ați revenit la 360 Medical. Industria românească de medicamente are o vârstă apropiată de cea a României mari. Primii producători au apărut în 1921, la puțin timp după unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat. O istorie de care românii pot fi mândri. Începuturile industriei farmaceutice din România au fost modeste, ca în multe alte țări. Primele facilități de producție deschise în 1921 în Cluj și în București erau mai degrabă mici laboratoare. Din aceste mici unități s-au dezvoltat în timp două mari companii actuale, Terapia Cluj și Biofarm București. O altă mare companie din România, cu o istorie aparte, este Antibiotice Iași. A fost construită mai târziu, după război, între 1953 și 1955. A fost prima fabrică din sud-estul Europei care a produs penicilină, iar acum este unul dintre marii producători naționali. Compania exportă medicamente în toată lumea, fiind chiar lider mondial pe un anumit segment. Prin investiții constante în tehnologie și cercetare, am devenit lider mondial în producția de nistatină. De altfel, România a exportat în 2018 medicamente și produse farmaceutice în valoare de 769 de milioane de euro, în ușoară creștere față de anul anterior. Circa 11.000 de români lucrează în producția de medicamente din țară, fiind o forță de muncă înalt calificată și foarte atașată de locul de muncă. Cred că este ceea ce mi-am dorit, realizarea mea ca specialist în domeniu. Te uiți la om, îl știi, cum privești într-un moment, în altul, și nici nu e nevoie de cuvinte. Deci sunt cumva complet atașată de partea de companii și de oameni. E școala la care am fost și eu. Cu o istorie aproape la fel de veche ca a României mari, industria de medicamente a trecut prin perioade mai bune și mai rele. În ultimii 10 ani, producția internă de medicamente s-a redus cu 40%, mai ales ca urmare a impactului negativ al politicilor publice, spun producătorii. Am revenit așadar la discuția din platou cu Nicolae Fotin, fost președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Bine ați venit! Bună ziua! Mulțumesc, bună ziua! Nu de mult citeam că patronatul producătorilor de medicamente a cerut desemnarea industriei farmaceutice, domeniu strategic de interes național. Aș fi vrut să vă întreb, de ce este atât de important domeniul despre care vorbim și cu ce avem să ne mândrim dacă astăzi vorbim despre industria farma de ziua națională? O să încep cu răspunsul la a doua întrebare, aceea cu ce am avea să ne mândrim. Așa cum am văzut în deschiderea emisiunii dumneavoastră și materialul prezentat, vorbim de o tradiție de peste 100 de ani. Practic, primele laboratoare au apărut în anii 1920, devenind ulterior companii cunoscute în România. Am avea să ne mândrim cu faptul că această industrie, nu știu, reprezintă, cred că este cel mai cuprinzător ambasador al României în lume, prin faptul că în peste 90 de țări, peste 5 continente, vom găsi în farmaciile și spitalele din aceste țări medicamente fabricate în România. Prin urmare, putem vorbi de tradiție, putem vorbi de calitate, putem vorbi de investiții, putem vorbi... Și, desigur, despre specialiști care au fost în spatele lor. Am văzut că peste 11.000 de specialiști lucrează în această industrie și vorbim de specialiști absolvenți de facultăți de medicină, farmacie, chimie, industrie... Deci, un personal înalt calificat. Da, asta s-a întâmplat până acum. Cum arată în prezent producția românească de medicamente? Am văzut că am plecat de la două laboratoare, care ulterior au devenit companii foarte cunoscute. După perioada 1950-1960,
1960, au apărut în România 5 companii care au continuat activitatea, iar după anul 1989-1990, acest domeniu s-a dezvoltat în continuare, ajungând astăzi pe teritoriul României, în majoritatea zonelor țării, să existe autorizate peste 38 de site-uri de fabricație, 38 de fabrici care fac medicamente pe teritoriul României. De ce ar fi important ca industria farmaceutică să fie desemnată domeniu strategic, național? Păi, aș începe cu faptul că vă spuneam că această industrie exportă în toată lumea, practic. Asta înseamnă că avem, pe de-o parte, calitatea produselor recunoscută în toate aceste țări și este certificată prin autorizațiile date de autorități de reglementare importante la nivel mondial. Dacă ne referim la Statele Unite ale Americii, autorizațiile emise de FDA pentru producători români, dacă ne referim la America Latină, există și certificatele naționale eliberate de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Da, aș fi vrut să vă întreb, ar constitui desemnarea industriei farmaceutice, domeniul economic strategic de interes național, un avantaj nu doar pentru pacienți, așa cum este firesc să ne gândim în primul rând, dar și din punct de vedere economic, pentru stat? Da, din punctul meu de vedere este absolut necesar ca această desemnare să aibă loc. Industria farmaceutică românească asigură un procent din PIB-ul României, respectiv 0,5%. Sigur, este un procent mic, dar care poate fi evident stimulat să fie mai mare. Există modele la nivel european, de exemplu, v-aș da, care prin programe guvernamentale și prin diverse politici au transformat industria locală în contribuabil la PIB-ul țărilor respective într-un procent semnificativ. De exemplu, Slovenia are 21%, sau Elveția 16%, Germania 10%. Sigur, cum spuneam, și industria noastră asigură un procent mic, dar ține de guverne să facă ca acest procent să fie mai mare. Da, vorbeați despre produsele din această piață, care ne fac cunoscuți în lume. Ce domenii, sau mai exact, ce arii de interes acoperă ele cel mai bine? Producătorii români fac medicamente generice. În practic nu există medicament care să fie ieșit de sub patent și să nu poată să fie fabricat în țară. Gama de medicamente este vastă, de la medicamente dermatologice, oncologice, care se adresează aparatului cardiovascular sau sistemului nervos central, ariei digestive. Practic orice medicament inventat și care iese de sub patent și poate fi făcut ca medicament generic, se poate face pe teritoriul României. De altfel, se produc în România peste 500 de milioane de cutii anual, ambalate, prezentate în peste 2000 de combinații, dacă ne referim la concentrații, forme de ambalaj sau mărimi de ambalaj. Pentru pacienți, care sunt avantajele în momentul în care aceștia beneficiază în farmacii de produse autohtone? Avantajele sunt că, evident, fiind fabricate pe teritoriul României, sunt accesibile imediat. Vorbim de o calitate garantată. Și de un preț? Și de un preț accesibil, evident. Accesibil. Cu toate acestea, atunci când vorbim despre exporturile României în acest domeniu al medicamentelor, vorbim de o sumă de 350 de milioane, dacă cifra este corectă, dumneavoastră puteți să confirmați. Comparând cu exporturile altor țări, această cifră nu este foarte mare. De ce? Sau cum am putea compensa, privind spre alte state apropiate nouă? În cazul lor, uneori cifrele depășesc 1 miliard de euro, poate chiar mai mult.
Evoluția valorică a acestor exporturi, evident că a fost ascendentă în timp. Sigur că poate mi se pare puțin 350 de milioane de euro pe an exporturi din fabricile românești, dar ele reprezintă totuși rezultatul muncii acelor specialiști. Nu este ușor să ajungi la valori foarte mari într-un timp atât de scurt. Acesta ar fi iarăși unul dintre motivele pentru care această industrie ar putea fi considerată și introdusă ca parte a industriei de interes strategic în România, cu scopul de a crește aceste exporturi. Vorbeam și ați auzit în ultima perioadă în spațiu public de tot soiul de discuții privind taxe diverse, cum ar fi taxa Clawback, sau de discontinuități în asigurarea cu medicamente a populației, sau că există anumite programe de sănătate la care pacienții nu au medicamentele în cantitățile și în timpul necesar asigurării terapiilor. Ei, asta ar putea să facă această industrie strategică, să fie implicată în asigurarea acestor lucruri. Concret s-au făcut pași în ultimii ani? Dacă mă întrebați pe mine, nu mi-amintesc să fi fost acest lucru în vreun plan de guvernare al vreunui guvern. Din păcate, poate n-am văzut eu. Pași din partea autorităților statului nu cred că s-au făcut. Poate or să ne spună invitații dumneavoastră mai mult despre asta. Eu nu știu să fi fost într-un fel stimulată producția locală de medicamente. Da, asta pentru că ceva mai târziu vom încerca să luăm reacții și de la reprezentanții patronatului producătorilor de medicamente, care au cerut, așa cum spuneam, de-a lungul timpului desemnarea industriei farmaceutice, domeniu economic strategic de interes național. Pacienții au avut de suferit din acest punct de vedere? În obținerea tratamentelor, medicamentelor de care au nevoie, e facil accesul la astfel de tratamente pentru pacienții români? Dacă ne uităm la ultimele date, așa cum spunea și dumneavoastră, patronatul acesta a tras atenția că ceva se întâmplă și nu chiar foarte bine. În 2006, de exemplu, industria românească de medicamente avea o cotă de piață de 40%. Dacă ne uităm astăzi la această cotă de piață, o să constatăm că a ajuns undeva la 8%. De la 40%? De la 40 la 8%. Deci cota de piață evident că a scăzut și atunci asta se transformă la nivel de pacienți într-o accesibilitate mai dificilă sau în accesibilitate, dar la prețuri mai crescute. Da, să vedem ce spune și domnul Dragoș Damian, președintele Primer. Domnia sa este în direct cu noi și îi mulțumesc. Bună ziua, domnule Damian! Bună ziua, doamna, bună ziua spectatorilor și la mulți ani România! La mulți ani România, așa este. Astăzi este ziua națională și așa cum discutam și în deschidere alături de domnul Fotin, invitatul meu din platou, dumneavoastră ați atras atenția de ani de zile că ar fi benefic ca industria farmaceutică să fie denumită domeniu economic strategic de interes național. Ce răspuns ați primit în ultimii ani? Am atras atenția, aș începe un pic altfel prin a spune că înainte de 89, nu știu dacă știți, era domeniul strategic de interes național, existau 5 fabrici în România. Cred că s-a pomenit în, domnul doctor Fotin a pomenit aceste lucruri, existau 5 fabrici în România care fabricau atât pentru piața internă cât și pentru export. Toate aceste 5 fabrici au rămas în picioare, ele de fapt au supraviețuit după 89 și sunt niște companii puternice care furnizează medicamente, produc medicamente atât pentru piața domestică cât și pentru export. Mai mult, lor s-au alăturat încă circa 30-35 de fabrici, construite după 89, după 90, care la ora actuală pot să fabrice absolut orice medicament care este necesar pentru piața domestică. Eu compar industria farmaceutică cu industria de automotive, de autovehicole, pentru că la fel cum acea a rămas în picioare, cele două fabrici, Dacia și Ford,
așa și industria farmaceutică a rămas în picioare, ceea ce este un lucru deosebit, pentru că aceste fabrici nu au fost închise. Gândiți-vă că în România au fost închise peste 3.000 de fabrici și evident că posibilitățile economice, posibilitățile de export ale României au scăzut foarte tare condițiile astea. Deci am spus că industria trebuie să fie un domeniu strategic. Sunt câteva motive. Un motiv este faptul că a fost închis Institutul Cantacuzino. E un lucru de care s-a vorbit mai mult, s-a vorbit mai puțin. Am spus întotdeauna că dacă România avea o producție de vaccinuri și de produse biologice în general, era mult mai bine văzută la nivel internațional și am spus de câteva ori în urmă cu 5-6 ani că ar trebui să intre într-un grup internațional Institutul Cantacuzino, așa fel încât să poată exporta. Și al doilea lucru pentru care am spus că industria ar trebui să fie un domeniu strategic este că aduce, ca procent din vânzări, cel mai mare procent de venituri de contribuție la PIB. Deci, raportat la cifra de afaceri, veniturile sunt undeva la PIB, sunt undeva la 25-30%. Este cea mai intensiv, cash intensiv industrie care există la ora actuală în România. Deci nu mă refer la contribuția ca venit, ci contribuția ca cifră de afaceri, ci contribuția la veniturile României. Călătoresc în destul de multe țări, n-am să dau nume, care nu au industrie farmaceutică și fac eforturi mari ca să importe medicamente, sunt practic captive importurilor de medicamente. Al treilea motiv pentru care am spus că industria ar trebui să fie o industrie strategică este pentru că suntem poziționați foarte bine geografic. Exportăm în Uniunea Europeană, putem exporta în fostul spațiu sovietic, trebuie să începem să exportăm și în Orient. Avem comenzi de medicamente, fabricile din România au comenzi de medicamente din țări despre care eu nici nu știam că există. Sunt țări de pe continentul asiatic, sunt țări din Africa, sunt țări din America de Sud, demonstrând încă o dată că dacă ne orientăm către un domeniu strategic cum este industria și dacă putem să țintim, inclusiv prin eforturile diplomatice românești, aceste piețe, România are doar de câștigat. Da, este evident că avem foarte multe argumente. Cu toate astea, România importă masiv. Statisticile spun că în jur de 3 miliarde de euro pe an. Se poate schimba acest lucru prin stimularea producției interne? Cum vedeți lucrurile? Să facem o distinție. Sunt medicamente care nu pot să fie fabricate încă în România pentru că ele se află sub patent. În momentul în care expiră patentul, ele pot să înceapă să fie fabricate. Până atunci mă tem, sau până la preluarea acestor medicamente, mă tem că în următorii 5 ani nu sunt foarte optimist că producția domestică va putea să crească sau, fără un ajutor evident de la nivelul autorităților, că noi vom putea exporta mai multe medicamente decât exportăm acum. Cred că s-a spus în emisiune, sunt țări care s-au orientat către industria farmaceutică ca domeniu strategic mai repede decât România. Polonia, de pildă, exportă circa 3 miliarde de euro pe an. Croația, o țară care este infinit mai mică decât România, are, cred că, sub 3 milioane de locuitori, are o industrie farmaceutică care exportă 2 miliarde de euro anual. Putem discuta și de Ungaria, putem discuta și de Cehia. Deci, cred că suntem în întârziere un pic. Nu înseamnă că nu putem recupera dacă autoritățile nu stau la masă de vorbă cu noi. Știu că citeam că în urmă cu ceva timp primul ministru Orban spunea că vrea să-și facă un grup consultativ de oameni de afaceri. Ar fi excelent dacă grupul ăsta consultativ ar exista și un reprezentant al industriei farmaceutice care să-l tragă de mână să-i spună: vedeți că este un domeniu strategic și un domeniu important, vital. Da. Foarte interesant. Dragoș Damian, președintele primer, mulțumesc foarte mult. Revin la discuția în platou cu Nicolae Fotin. Așadar, un potențial există și uriaș, așa cum ne-a explicat domnul Damian. E adevărat. Cum spuneam, există tradiție, există calitate, există, așa cum am văzut, know-how necesar creșterii acestor fabrici.
atât din punct de vedere valoric, cât și din punct de vedere al exporturilor de medicamente. Da, și o poziționare foarte bună din punct de vedere geografic. Și acesta a fost un argument extrem de interesant pe care îl putem folosi, pentru că așa cum este poziționată țara noastră, Așa se putem pare. exporta Din punct de vedere comercial, se practic în pare că foarte și multe zone. poziția strategică în zona asta cere ca această industrie să fie considerată de interes strategic. Da, este de asemenea cu noi la telefon și Ioan Nani, director general antibiotice Iași. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Bună ziua, bună ziua și la mulți ani de ziua României. La mulți ani tuturor și celor care ne privesc de ziua națională. Domnule Nani, din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt problemele producătorilor autohtoni și, desigur, care ar fi soluțiile? Sunt multe, ca peste tot în lume, sunt probleme legate în general de încercările de a dezvolta o industrie performantă. Dar, în mod deosebit, pe noi ne deranjează efectiv de acum taxa de clone. Cred că și Dragoș Damian a vorbit despre asta. Este important să privim cu atenție la eforturile unora de a încerca să dezvolte ceea ce românii știu că au de mult, producție națională de medicamente. Sunt și alte subiecte legate de modul de calcul al prețurilor, de felul în care ar trebui să privim spre industriile creative. Da, concret, ce ar fi de făcut? Care ar fi soluțiile din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru mine clar este un singur lucru. Noi trebuie să lucrăm competitiv într-o piață liberă. Prețurile trebuie create pe bază de cerere și ofertă, iar clawback-ul să fie un instrument de corecție acolo de lăcomia unor producători, spune cuvântul. Dar acolo unde, de fapt, este nevoie de medicamente, ar fi bine ca statul să intervină și să exonereze de o plată absurdă pe cei care nu fac decât să însănătoșească mediul de sănătate, adică producătorii de generice. Ar trebui lăsate la liber această piață, iar clopicul, repet, să fie ceea ce de fapt s-a vrut inițial, o taxă de reglare. Și atunci, sigur, un calcul diferențiat ar fi binevenit. Sau, știu eu, acolo unde prețurile nu sunt neapărat un impediment. Nu putem spune că un preț de 5 lei, de 10 lei sau de 15 lei este un preț mare când discutăm de un medicament. Și cred că ar trebui exonerate de plata clawback-ului. Da, vă mulțumesc foarte mult, Ioan Nani, director general antibiotice Iași. Iată și un punct de vedere din partea domnului Nani de la Antibiotice Iași referitor la taxa Clobec, referitor la piața de generice care ar trebui să fie la liber. Care e opinia dumneavoastră? Da, domnii directori ne-au prezentat câteva dintre provocările cu care se confruntă. Da. Este o discuție, cum menționam, în ultima perioadă tot vedem astfel de abordări din partea industriei de generice, în special legată de această taxă, care se pare că din punct de vedere Vă referiți la taxa Clawback? taxa Clawback, evident despre ea vorbim, care se pare că a devenit o povară pentru unii dintre fabricanți. De altfel, ea a fost constituită ca un model de reglare a pieței, a bugetului de medicamente, în sensul că se plătește doar ce se consumă în plus. Numai că paradoxul vine aici. Vorbim de medicamente generice care de fapt scad costurile pentru că ai medicamente la aceeași calitate cu inovativele, dar la prețuri mai mici. Prin urmare, nu poți să-i pedepsești și pe ei să plătească această taxă. Sunt discuții ample și la nivelul autorităților și la nivelul deținătorilor de autorizații și al fabricanților. Dar evident că toate acestea au un impact asupra, inclusiv asupra acelui procent sau acelei valori de export de medicamente. Pentru că pentru a exporta e nevoie de investiții. Ori dacă o fabrică plătește taxe nenumărate către stat, investițiile nu se mai pot realiza, prin urmare, nu ai cum să asiguri o pantă ascendentă a valorilor Cum se exportate. întâmplă din acest punct de vedere în alte țări? Nu cred că în alte țări există taxe clawback și în alte țări europene, dar nu la o valoare la care a ajuns cea din țara noastră.
a ajuns la o valoare destul de mare. Practic 26,5% a fost în ultimul trimestru. Se pare că este prea mult. 13 și 25 de minute, momentul în care luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la 360 Medical. Rămâneți cu noi! Cum îi putem ajuta pe frații noștri din Republica Moldova și Bucovina? Și care sunt atributele după care recunoaștem faptul că un politician este și un bun român? Fostul președinte Traian Băsescu este invitatul lui Silviu Mănăstire într-o ediție specială a emisiunii Dosar de Politician, duminică 1 decembrie de la ora 21 pe B1 TV. Medical, am revenit alături de Nicolae Fotin, fost președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Concluzii, așadar, ale acestei discuții în jur de 4 minute ne-au mai rămas despre industria națională de medicamente. Ce putem face pentru a îmbunătăți un sector de importanță strategică? Am văzut că avem tradiție îndelungată. Am văzut că avem o multitudine de unități de fabricație. Am văzut că avem specialiști care lucrează în acest domeniu și aduc plus valoare acestei industrii. Am ascultat opiniile a doi reprezentanți ai acestei industrii. Probabil că ar trebui să facem exact ce solicită reprezentanții acestei industrii. Să-i ascultăm. Și dacă domnul Nani zicea de politică de prețuri și de taxe, sau domnul Damian spunea de includerea acestei industrii în aria celor de interes național, poate n-ar fi rău să îi aducem la masă și să ascultăm cu adevărat ce au de spus. Și nu doar noi să îi aducem la masă, ci cei noi, care spun, pot lua decizii autoritățile în sensul statului. Acesta. Da. Vă spuneam că poate n-ar fi rău să fie ca partea unui program de guvernare această industrie. Da, foarte interesant mi s-a părut și punctul de vedere al lui Dragoș Damian, președintele Primer, care a punctat faptul că dacă România ar avea o producție de vaccinuri, ar fi văzută mult mai bine la nivel internațional. Credeți că sunt șanse din punctul acesta de vedere? Au fost foarte multe controverse vis-a-vis de Institutul Cantacuzino. Da, este evident că imaginea României, s-ar îmbunătăți imaginea României pe plan internațional. Orice lucru de calitate scos din afara țării și împărțit cu restul lumii aduce un plus valoare imaginii României. Este foarte important cum ne prezentăm pe fiecare domeniu. Și da, având în vedere că nu sunt atât de mulți producători de vaccinuri la nivel mondial și că Institutul Cantacuzino a fost un brand național și recunoscut mondial pentru producția de vaccinuri, evident că ar aduce un plus valoare imaginii României. Și în continuare și-a păstrat și o reputație sper, bună în memoria colectivă Institutul Cantacuzino. Cred că va redeveni ce a fost. Adică nu trebuie în niciun caz să renunțăm să fie ce a fost odată. Evident, pentru asta este nevoie de investiții și de un pic de rapiditate, aș spune eu, pentru că, vedeți, dumneavoastră, vorbeam de specialiști. Acest specialiști, pe măsură sau cu fiecare zi care trece, se reorientează, se pierd. Și dacă mă întrebați, cea mai mare problemă a Institutului este lipsa de resursă umană pe care a avut-o cândva, acum. Iar ca să clădești sau să reclădești, ai nevoie de specialiști. Cu siguranță, înainte de final, doamnelor și domnilor, aș fi vrut să trecem în revistă cele mai vizualizate subiecte de săptămâna aceasta pe site-ul 360medical.ro. Cel mai vizualizat subiect a fost acela că România acumulează mai multe recorduri negative în materie de sănătate care afectează capacitatea țării de a răspunde nevoilor populației. Asta arată ultimul raport anual al Comisiei Europene privind sănătatea în Uniunea Europeană. Cheltuielile pentru sănătate sunt mai mici decât în orice altă țară din Uniunea Europeană, atât pe cap de locuitor, cât și ca procent din PIB. Rata mortalității prin cauze, atenție, tratabile, este de asemenea cea mai ridicată din UE, ceea ce înseamnă că zeci de mii de români mor în fiecare an, deși ar putea fi salvați.
Al doilea, cel mai accesat subiect, ține de faptul că aproape 8.900 de candidați au înscris la concursul de rezidențiat programat pentru 8 decembrie, în condițiile în care au fost scoase la concurs 4.710 locuri. În premieră, Ministerul Sănătății caută soluții pentru ca toți cei care obțin cel puțin 60% din punctajul maxim să fie admiși ca rezidenți pentru a compensa criza de medici din spitalele din țară. Și în final s-a vorbit pe 360 medical și despre schimbări pe bandă rulantă în sănătate. Șeful CNAS, Vasile Ciurchea, a fost înlocuit în această săptămână cu Adela Cojan, fost director în cadrul unui spital privat din Sibiu. Și Adriana Cotel, considerat o apropiată a lui Darius Vâlcov, a fost demisă de la conducerea Institutului Clinic Fundeni, funcție în care a fost numită în ultima zi de mandat a fostului guvern. Atât, doamnelor și domnilor, pentru astăzi la 360 medicali. Îi mulțumesc foarte mult lui Nicolae Fotin, domnul mulțumesc doctor, fost președinte Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O zi frumoasă tuturor. Pe curând! Îi știi?